bucuros să constatăm că proiectele depuse pe Fondul Cultural Național de instituții de cultură și ONG-uri în județul Alba, atât reușim fiecare dată să avem succes. De data asta parcă a fost mai bine ca anul trecut. Mă bucură un lucru, faptul că în afară de sursele de finanțare, cele clasice pe care le cunoașteți, bugetul propriu sau Consiliul de Sănătate, colegii mei și de la muzeu și de la Centrul de Cultură, dacă suntem la muzeu, de la muzeu folosesc și alte surse, alte posibilități. Ideea aceasta pe care a avut-o, pus-o pe și au convins jurul să introducă în finanțare proiectul și de pe locul întâi este aparține. Îi felicit și le doresc succes și abia aștept să fim plini de dace aici, nu numai multe